Teribilismul este tot mai des întâlnit în rândul tinerilor. A deține sau nu permisul de conducere nu îi împiedică pe aceștia să urce la volanul unui autoturism pe drumurile publice. Un tânăr de 25 de ani din localitatea Strehaia a fost reținut de polițiști pentru comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier. Polițiștii orașului Strehaia au reținut un tânăr de 25 de ani din aceeași localitate pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără a deține permisul de conducere pentru nicio categorie. Acesta se urcase la volanul mașinii în mod repetat fără a avea o problemă cu faptul că este ilegal. Polițiștii orașului Strehaia au reținut un tânăr de 25 de ani din aceeași localitate bănuit de comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier. Astfel, documentând activitatea infracțională a persoanei în cauză, s-a stabilit că tânărul, în luna iulie anul curent, ar fi condus pe drumurile publice de mai multe ori un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie. În cauză s-a atomit dosar penal, tânărul fiind reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar astăzi urmează a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Strehaia cu propunerea de luarea unei măsuri preventive. Tânărul s-a ales cu dosar penal fiind reținut pe baza de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar astăzi a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Strehaia cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.